acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni în soatele împlinește cerul bunătăților cădătorile de viață, să și rășluiește în noi și curățește în toate sănăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, Sfinte Fără de Moarte, Iubiește-ne, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, Sfinte Fără de Moarte, Iubiește-ne, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, Sfinte Fără de Moarte, Iubiește-ne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Și din Sion sprijinească pe tine, pomenească toată jertfa ta arde, toată ta binecăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurare ne vom de mântuirea ta, Dumnezeu nostru, ne vom plinească. Domnul, toate cele tale, acum am cunoscut că am întâlnit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale, auzim-a pe dânsul din cer, cel sfânt al lui, aceștia în căruții și aceștia de cai, noi în numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Aceștia s-au împedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat, ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi ce vom vedea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și de aceea și veni. Aleluia, 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 slavă ți Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ți Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Cu pace toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, Doamne, miluiește. Cu sfântul aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră, se roagă în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Sfințitul Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscop Aleași, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pe Nutreanu, Sfințitul Părintele nostru, Doamne, Cătușeneanu, Episcopicar, al Arhiepiscopia și Lore, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Părintele nostru, stareț, arhimandritul Nicone, împreună cu toți părinții, frații și ostenitorii, Sfintei Mănăstirii noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredincioși poporului pretutindeni, pentru armata zilei noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire în Sfântul Cel mai presus de ceruri, duhovnicescu sânge, primind această mulțumire rugăciunea noastră a nevrednice robilor săi și să ne miluiască, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu o inimă sfinită pentru binefacere primite de la dânsul și să ne fie bine primite ca tămâia cea binefăcătoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru că așa cum s-au de glas rugăciunea nevrednicilor robilor săi și buna dorința religioșilor săi și dauna, să o plinească și să ne depărteze spre bine, ca un domnitiv pururea să ne facă bine nouă Sfintei Slavii Biserici și tuturor religioșilor săi, rădurească cele ce ne spre mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mănăstirea noastră, țara aceasta, pe toți, e dune cază, mânia, nevoia, primire, tot vrăjmașii, văzuți și nevăzuți, pe binecredincioșii, creștini ortodoxe, pentru tine, totdeauna se întărească cu sănătate, într-o lungime de zile în pace, ocrotirea îngrozei totdeauna,
să ne îngrătească pe noi credincioșii săi rogi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește, păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și în viață, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție-ți cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Domnului tău. Domnului, făcătorul meu, și bine voi cânta numele Domnului celui preanalt. Înțelepciune. Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citiră. Să luăm aminte. Fraților, tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de la Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânire, se împotrivește rânduierii lui Dumnezeu. Iar cel ce se împotrivește, vor lua o sândă asupra lor. Dregătorii nu se spargă de partea bună și nu cea rea. Voiești, deci, să nu fii frică de stăpânire, fă bine și mi-avea laude la ea. Că dregătorul este sluga lui Dumnezeu spre binele tău, iar dacă faci rău, teme-te, că nu îți-a dat foarte sabie, pentru că este slujitorul Dumnezeu și răzbunătorul măriei asupra celor ce se vârșește rău. De aceea este nevoie să vă supuneți nu numai de frica pedepției, dar și pentru cugetul vostru. Că pentru aceasta plătiți și darje, că slujitorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruită în slujba lor neîncetată. Dați de cer tuturor celor ce sunteți adori, celui cu darje, dați-i darje, celui cu vamă, vamă, celui cu teamă, teamă, celui cu cinste, dați-i cinste. Să luăm aminte, în vremea aceea a făcut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt. Și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărat și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci nouă, spune nouă, ce ți se pare ție, trebuie să dăm darje cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul darjdei. Iar ei au adus un dinar. El le-a întrebat, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Al cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați deci cezarului ce sunt al cezarului și lui Dumnezeu cei ce sunt al lui Dumnezeu. Și auzind de aceasta, s-au mirat și lăsându-l s-a dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zice, Doamne, miluiește! Doamne, Stăpânitorule, Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, 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 și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuviosul Părintele nostru Stariț, Arhimandritul Nicodem, împreună cu toți părinții, frații și ospinitorii Sfintei Mănăstirii noastre, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Pentru binecredincioși poporul, preotindeni,
pentru armata țării noastre, pentru sănătate și mântuire. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, Doamne, vrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, și stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi și asupra poporului nostru român. Cădem înaintea ta, ca unui Dumnezeu, să aducem doxologie, cu milință strigăm, izbăvește-ne nevoile pe robii tăi, ca un milostiv totdeauna împlinește, îndreptează spre bine dorințele noastre, ale tuturor, cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Bine-primită să fie într-o tot bunul este până această mulțumirea noastră, înaintea slavei tale, ca o tămâie bine mirositoare, și ca o jertfă fără de sânge, și ca un îndurat, primite totdeauna roblătă, minele tale cele bogate, rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Izbăvește și recatația Sfântă în starea aceasta de toate rutatului maților, trăvăzut și nevăzut, la tot poporul tău, ferește lungime de zile fără de păcat și sănătate și propășire în toate virtuțile creștinești, rugăm-ne ție a tot îndurat împărate, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, nemântuitorul nostru, îndreșea tuturor marginilor pământului și a celor care sunt pe mare departe, și milostivii noștri, Stăpâne, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ție slavă lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vei și veicii lor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, Dumnezeu îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milețe nemăsurată, iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică, cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire, bunătății tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului nostru român, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul Stăpânul, Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință, nemăsurata, nespusa ta milostivire, că precum ai binevoit, a primit atunci rugăciunea rogilor tăi, cu milostivire ai îmbrăcit, ari se împlini cerurile, așa și de acum înainte, învrednicește, aspori în dreapta credință, în dragoste, cea către tine, cea către aproapele, și într-o toate fapte cele bune, și a dobândi ale tale bineînface, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește toate reaua întâmplare, dărându-le pace și liniște. Și, Doamne, pregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește inimile judecătorilor, Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ale poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care le-a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, că ne-a trimis în lume la propovăduieri. Însuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește să sporim în faptele cele bune care îi fac pe oameni pe chipul și asemănarea ta. În care se preamărește numele Tău, că prin cei și pe toți, ca totdeauna mulțumire să aducem, cele prea bune să credem să strângem ție, cele fără de cept al Tău, Părinte, prea sfântului și bunul și viață, cu tot te duc, Dumnezeu ce-a slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, binecuvintează! Suntem în setoare, Dumnezeu miluiește-ne pe noi!
și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, înătăirea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea curioase Părinte, binecuvintează! Să adevăratul Dumnezeu nostru, pentru vecine prea curate, Maicii sale și pentru Iisusul Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun încivitor de oameni. Amin. Prea fericit Părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Enal prea Sfințitul Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscop al Iașilor, Metropolit al Moldovei și Bucovinei, pe prea Sfințitul Părintele nostru, Camil Botoșenean, Episcopicar, al Arhiepiscopiei Iașilor, Dăi, Doamne, zile îndemungate, bună sporire, îndreaptă propovăduirea cuvântului adevărului Tău și întâlnuirea turmii cele cuvântătoare de care mântuire și păsește într-o mulți și binecuvântați, ane! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Binecredincios lui popor român de pretutindeni, mai marilor orașilor și ai satelor, și oastici iubitoare de Hristos, dă-ne, Doamne, zile bune, îndelungată, viață pașnică, sănătate, mântuire, într-o toată bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și-i păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască la mulți ani, cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la Lui Dumnezeu pentru toți creștinii ortodoxi, pentru tine și pentru țara noastră și să fim mândri că suntem români și să încercăm să fim demni de a fi români. Îmi pare foarte rău pe noi românii nu cinstim așa cum se cuvine drapelul țării noastre. Am observat astăzi un singur domn care avea în pep, trei culori României. Vedeți, toate țările din afară se mândresc și onorează cu mare cinste drapelul țării respective. Noi românii trebuie să cinstim drapelul țării noastre și să iubim, dacă ne iubim poporul, țara și simțim că suntem români, să nu ne rușinăm cu drapelul țării noastre. E bine de știut că în alte țări ați văzut și dumneavoastră drapelul țării, unde nu se pune și unde nu se poartă. La noi se cuvine doar nu numai la instituții să punem drapelul țării noastre, ci să-l putem și în inimă, și în suflet, și pe fel. Încă o dată rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze poporul nostru român. Avem o mare nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem o mare, mare nevoie, repet, și cred că ar trebui să plecăm genunchii la pământ, să ne rugăm mult mai mult, fiindcă țara noastră este într-o încercare continuă. Poporul nostru și dumneavoastră meritați mai mult. Dacă ne vom ruga și vom fi buni creștini, odată cu buni creștini și buni români, Dumnezeu va revărsa a sa milă, a sa binecuvântare asupra noastră, rugându-ne
unii pentru alții, pentru pacea în lume, pentru bunăstarea în lume, bunăstarea poporului nostru și, de ce nu, copiii dumneavoastră să aibă o viață mai frumoasă, precum dumneavoastră ați avut-o. Să o aibă mai frumoasă și, de ce nu, și liniștită.